Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune, ediție specială aici la TV Galați. Astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul Alexandru Nechifor, prorector al Universității Dunărea de Jos din Galați și de asemenea medic specialist medicină internă. Bun găsit, domnule doctor, și bine ați venit în emisiune. Bună seara și mulțumesc de invitație. Mi-aș permite să divulg așa un secret. Pe Alex îl cunosc de foarte mult timp și cât îmi permit, sper să nu te superi, să discutăm la apertur, că îi știu foarte bine familia, cu mama lui am copilărit, îl știu de mic cum a crescut și i-am admirat cariera de medic și de politician, pentru că este un băiat tânăr și sper ca prin el să se schimbe multe în politica gălățeană și politica românească, să se schimbe în bine. Astăzi vom discuta mai mult despre Universitatea Dunărea de Jos din Galați, pentru că, în mod special, emisiunea este dedicată universității. Așa cum am zis mai devreme, Alex este prorector acolo, iar bănuiesc că cei care sunteți interesați de, eu știu, ce s-a întâmplat în această vară, vreți să aflați care ar fi ultimele noutăți din curtea Universității Gălățene, cea mai prestigioasă, aș putea spune, din Galați. Și eu am terminat una din facultățile mele, este terminată aici la Galați. Și am amintiri foarte frumoase din cei 6 ani de facultate pe care i-am făcut aici. Cum a fost sesiunea asta de admitere? Astea ar fi primele întrebări. Și dacă, popular discutând, s-au umplut toate locurile la facultăți și că bănuiesc că nu, anticipez răspunsul și ce va fi în toamnă. Dacă sunteți mulțumiți de activitatea care a fost. Una din cheile de management este să nu fii niciodată mulțumit, indiferent de rezultate. A fost o admitere de vară, zicem noi, bună, cu rezultate bune, care ne mulțumesc, dar parțial. Evident, ne doream ca lucrurile să meargă ceva mai bine, dar contextul pe care îl traversăm, contextul pandemic, contextul de război la graniță, ne avantajează și dezavantajează în același timp. Evident, foarte multe din cele 14 facultăți pe care le avem în cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați și-au ocupat locurile la buget, multe din ele chiar și toate locurile la taxă. Cele care nu au făcut lucrul ăsta vor avea parte de o nouă sesiune de admitere la începutul lunii septembrie, în perioada 11 septembrie. Evident, încercăm să ocupăm toate locurile pe care le avem, în primul rând la buget și apoi pe cele la taxă. Cred că vom reuși lucrul ăsta în septembrie și astfel că anul universitar ce stă să înceapă în 1 octombrie va fi unul încununat de succes și pe această linie. Aș vrea să te întreb care au fost cele mai căutate specializări în vara asta, aici la Galați. Avem câteva căutate în mod tradițional, să spunem așa. Tradițional, eu le știu, dar aș vrea să văd dacă s-a mai schimbat tradițional ceva. Tradițional în ultimul timp, pentru că aveam... Tradițional gălățean. Tradițional gălățean, pentru că s-au mai schimbat lucrurile în ultimii ani. Evident, foarte căutată e Facultatea de Medicină și Farmacie, unde avem, ca de obicei, concurență. Câte locuri au fost anul ăsta, de curiozitate? Sunt mai multe specializări. La medicină au fost 95 de locuri. Față de anul trecut, că nu știu câte au fost. Mai multe? Nu. Sunt deci, același. Concurența cam care a fost? Câți au fost pe loc? Anul ăsta au fost 3 candidați pe loc. Avem o fluctuație între 3-5 în funcție de an. Întreb, de exemplu, în ce mai constă examenul la medicină? Știu că în anii trecuți era dificil. Acum se dă efectiv examen sau nota de la BAC? Nu. Sau ceva probe? Da, se dă, nu? În continuare. Adică se dă un test grilă sau e scris? Este un test grilă din biologie și chimie de clasa 11. Aha. Dar, în continuare, e destul de dificil. Gradul de dificultate de anul ăsta, zic eu, că a fost unul destul de ridicat. De curiozitate, care a fost ultima medie care s-a intrat? Ultima medie, cred că a fost 8,90. Aha. Deci, nivelul sus. Da, dar, repet, în dificultatea testului a fost destul de mare, pentru că ne dorim să triem și să avem cei mai buni studenți în cadrul facultății noastre. Au venit și străini la medicină? Vin și străini?
Vin și străini, avem o specializare separată. Aveți separat, locuri separate, și nu? Separat pentru ei medicină în limba engleză, unde iarăși, fiind al doilea an în care facem admitere pe medicină în limba engleză, am ocupat locurile 100%. Evident, vin și români de pretutindeni, și străini prin diverse posibilități. Avem extensia Facultății de Medicină din Italia, unde știu că vom avea admitere în această toamnă pentru ei, special pentru că au un calendar de admitere modificat față de ceea ce se întâmplă în România. Dacă ar fi să continui zona foarte căutată... Cine ar fi pe locul 2? În continuare se află dreptul și Facultatea de Științe și Economice și Administrare Afacerilor, unde an de an există cerere. Și anul ăsta nu a făcut excepție. Evident, concurență foarte mare avem la calculatoare și IT. Zona asta atrage. Eu personal cred că e o zonă de prezent și de viitor foarte importantă. O să facem tot ceea ce ne stă în putință să mărim capacitatea de educare, să spunem așa, pe care o avem în momentul de față pentru acești studenți, pentru că cererea e foarte mare. Mulți dintre studenți își găsesc joburi foarte bine plătite încă din studenție, astfel încât vă dați seama că domeniul e foarte atractiv. Evident, așa cum aminteați și dumneavoastră, căutată este și Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu specializările ei. Care săptămâna trecută am făcut emisiune cu prodecanul, cu Gabi Manolache, și îmi spunea că au fost foarte mulțumiți de concurență și de studenții care... Da, și apropo, e o altă facultate care dă probe, pentru că... Da, știu, că acolo știu cum este, dar acolo are pondere totuși media de la BAC. Da. Destul de importantă, da. Încă mai considerăm BAC-ul destul de important, pentru că e un examen al maturității pentru elevii care termină liceul. Am văzut, apropo de BAC, am auzit niște glume, nu știu că sunt glume, sau ce puțin am văzut la știri prin țară. Există facultăți unde se acceptă fără bacalaureat în România? Din ceea ce cunosc eu, nu. Există, au tot sau existat... Sau e păcăleală asta, sunt niște cursuri, am intrat și m-am uitat așa. Tot existat inițiative legislative care să permită lucrul ăsta, dar nu există în momentul de față. Din ceea ce știu eu, și noi o să fim partea a un minim unui proiect de învățământ dual. Practic, se dorește înlocuirea învățământului profesional cu un mix între liceu și universitate. Un fel de fără frecvență? Nu va fi fără frecvență, va fi cu frecvență, dar din care vor putea să iasă acei oameni care ne lipsesc foarte mult din societate, acele meserii de bază. Da. Se revine la ce era înainte, când, într-adevăr, omul care poate nu avea nivelul să facă o facultate și, cum spuneai și tu mai devreme, lipsesc, nu mai ai un lăcătuș bun, un sudor bun, un lipsesc foarte multe astfel de meserii. Noi, în continuare, avem cereri enorme pe calificare, pentru că avem un departament de formare continuă și transfer tehnologic unde facem cursuri de calificare, recalificare, reconversie. Cererile sunt enorme pe meseriile de bază. Alex, aș vrea să te întreb, pentru că e o emisiune, așa cum am spus și mai devreme, dedicată Universității Dunărea de Jos din Galați, cu ce vă lăudați? Pentru că, până la urmă, trebuie să vă și lăudați, că probabil există și probleme, dar plimbându-mă așa prin zona aia campusului universitar, am văzut în ultimii ani, așa, în ultima perioadă, că s-au reabilitat niște cămine, dacă nu mă înșel, B sau C, parcă în sfârșit. Chiar era lângă fosta cantină mai de mult. Care mai este situația? S-a terminat? Aveți cămine noi, am citit, sau cel puțin vor fi date în folosință? Știu că și o cantină, m-am mai instruit, așa, mi-am făcut temele. Eu îți ridic mingea la fileu acum și dacă nu fac bine, tu să mă cerți. Și de o navă pilot am văzut pentru Facultatea de Nave, care, din punctul meu de vedere, este o facultate de renume și cred că e cea, din astea care le-ai pronunțat mai devreme, enunțat, cred că e cea mai veche, cu vechi state de servicii în Galați și cu studenți buni. Să știi că e o facultate grea. Eu am avut colegi și am care au terminat nave și facultate grea.
Într-adevăr, este o facultate grea, nu se află în momentul ăsta. Bine, nici medicina nu e ușoară, nu? Dar asta e grea, adică aici implică și mate, și mecanică, absolut, și în acest moment nu toate. E tocmai într-un context favorabil datorită industriei, aha, din care face parte. În ultimii ani, în context pandemic, industria navală a avut o problemă din punct de vedere al comenzilor și atunci zona a devenit mai puțin atractivă. Dar locurile, slavă Domnului, sunt ocupate. Am văzut că nu sunt multe în Europa facultăți de navă. Nu. Foarte puțin. Foarte puțin. Știu că în anii trecuți, englezii căutau ingineri navaliști din Galați, acum 4-5 ani, când încă nu a apăruseră pandemia. Da, nu e neapărat și lua din anul întâi. Nu e neapărat un subiect de laudă, dar, într-adevăr, foarte mulți din studenții pe care avem la Facultatea de Arhitectură Navală sunt în Olanda, Belgia, Anglia, Franța în momentul ăsta, pentru că sunt foarte căutați, foarte bine pregătiți și îți găsesc extrem de ușor un job bine plătit. Da. Hai să revenim la cei de laudă. Nu-mi place de laudă, să discutăm neapărat de laudă. În general, ne uităm și așteptăm critici și remarci din exterior. Dar așa cum spuneți dumneavoastră, investim în zona de campus. Va fi gata și dat în folosință la sfârșitul acestui an un cămin nou, 100% cu dotări moderne, cu tot ceea ce înseamnă utilități și parte de confort la nivel european, printr-o investiție a Companiei Naționale de Investiții în colaborare cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Cred eu că el va fi dat în folosință la sfârșitul acestui an, cu tot cu mobilă, cu tot ceea ce este nevoie. Este pe poziția fostei cantine? Este pe poziția fostei cantine, într-adevăr. Ați specificat dumneavoastră de o nouă cantină, este gata în momentul de față. Toată construcția a fost recepționată și în momentul de față o dotăm, pentru că va avea linie caldă, linie rece, zonă de servire, adică a mesei. Prin studenții la început, la în octombrie, ar putea avea și facilitatea cu asta? Siguranță, da. Da. Adică siguranță. Dacă dați drumul și la cămin, să dați drumul și la cantină, nu? Cu siguranță, și da. Va fi orientată numai spre studenți sau vor putea mânca și, eu știu... Va fi în principal orientată pe studenți. Și cadre didactice, bănuiesc? Da, zona de campus. Să acoperim nevoile în principal ale studenților și ale profesorilor, într-adevăr, nu facem un secret din chestia asta, că veneau și cei de la instituțiile și din zona riverană acestei cantine. Probabil vor veni și în continuare, pentru că prețurile sunt destul de reduse. Da, știu că le subvenționați. Și calitatea este una foarte bună, așa cum ne dorim noi în momentul de față. Alături sau parte aceleași investiții, aceleași clădiri și gata. Cam cât a costat asta, căminul? Aproximativ cu tot ceea ce investim și noi, 6 milioane de euro. Okay. Eu nu l-am văzut. Câte etaje are? 4? E important. E ca celelalte 3? Da. Dar condițiile sunt net superioare față de tot ceea ce aveam noi în campus. Avem un plan amplu de investiții pentru toate celelalte cămine și vor fi dedicate unei anumite categorii de studenți, cei mai cu înstăriți, sau pentru cine vrea să stea și plătește, stă acolo? Nu va fi dedicat cuiva în mod special. El va intra în circuitul direcției de cămine cantine și, evident, având în vedere că va fi un grad superior de confort, și puțin taxa mai mărișoară, va fi, nu? O taxă puțin mai mare, dar cu siguranță mult sub ceea ce se află în oraș în momentul de față. Am înțeles, da. Referitor la, spuneam eu mai devreme și de această navă pilot, care este secretul sau care... Nu e neapărat o navă pilot, e o navă, cea mai mare navă de cercetare de pe apele interioare ale Uniunii Europene. Face parte din obiectul de investiție al proiectului de cercetare Rex-Dan. În momentul de față se află în portul Giurgiu, pentru că acolo se construiește. Cred că din ceea ce am văzut fotografii în ultimul timp, se află într-un stadiu avansat din punct de vedere al construcției și cred că undeva la începutul anului viitor ea va fi gata. Aș vrea să te întreb în plan personal. Ai timp să îți dezvolți și activitatea ta ca medic specialist și să bănuiesc cu nebunia din universitate, că sunt foarte mulți studenți, cadre de mă uitam, cred că e unitatea cu unii cei mai mulți angajați din Galați, Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Nu, pe lângă, are cei mai mulți angajați, bine, nu, e pe locul 2. Dar dacă nu mă înșel,
e cu taxele cele mai bine plătite. E cea mai mare contribuabilă la bugetul local, să spunem așa. Din ceea ce am socotit, noi aducem undeva la 100 de milioane de euro pe an în Galați și cei cu care mai am discuții, mai mult sau mai puțin în contradictoriu, dar întotdeauna constructive, îi pun să-și imagineze cum ar fi orașul Galați fără universitate și cred că chiar ar fi o reală problemă. Nu ar fi, extraordinar mare pierdere. Și mare pierdere educativă, îți dai seama că ar fi deranj mare. Da. Ea mișcă foarte mult lucrurile în Galați și în regiunea din care facem parte, pentru că suntem un pol de atracție pentru întreaga regiune, și pentru Republica Moldova și Sudul Ucrainei. Deci nu că am terminat eu facultate, mă mișc așa. Să știi că după, dacă adun din țară așa oameni, să luăm de la 60-70 de ani să vină în Galați, cred că după Catedrală, Universitatea Dunărea de Jos din Galați e cea mai cunoscută, nu pentru gălățeni, pentru cei care au trecut pe aici, care au mai făcut și studii prin oraș. Adică e un pol care atrage, ar putea intra într-un circuit turistic. Păcat că aici nu se dezvoltă nimic prin... Și chiar asta îmi pare rău. Nu dau eu idei, dar pe Dunăre ar putea să se facă. Cred că Universitatea Dunărea de Jos din Galați e un pol de putere și ar trebui să rămână în continuare. Cu siguranță va rămâne. Este într-o continuă dezvoltare, cel puțin de când eu fac parte din management, dar mai ales echipa care s-a construit în jurul domnului rector se preocupă de lucrul ăsta și nu facem strategii doar pentru câteva luni, ci încercăm să gândim ceea ce ar fi nevoie pentru anii ce urmează. Din fericire avem parte de un rector la primul mandat, dar cu o experiență extrem de importantă în spate, cu o experiență de viață și o experiență profesională care într-adevăr are viziune și construiește în jurul dumnealui și pentru viitorul universității destul de multe, spun eu, și cred că la al doilea mandat, cu siguranță, foarte multe din aceste realizări se vor vedea. Apropo de motive de laudă, lângă cantina despre care discutam, va fi și este gata, în momentul de față, o dotăm o hală de microproducție pentru cei din zona IT, că tot pomeneam de dumnealor, și aceasta va fi dată în folosință în această toamnă. Cred că deja am stârnit interesul foarte multor firme din acest domeniu. E un domeniu în care, repet, eu personal cred foarte mult și pe care intenționăm să-l dezvoltăm enorm în perioada următoare. Apropo de... mai există în cadrul Facultății de Chimie Alimentară acel laborator de microproducție? Există. Se mai face? Mai, da. Adică... Țin minte când eram pe final de facultate, chiar aveau un magazin de desfacere și vindeau... Are în continuare. Și deci merge, era domnul Leonte, țin minte, nu mai știu cine mai este acum. Ne propunem ca această rețea de magazine a Facultății de Chimie Alimentară, așa cum... Tot acolo este? Tot acolo, dumneavoastră, da, să se dezvolte, pentru că cei de acolo, specialiștii pe care iarăși folosește toată regiunea, chiar fac treabă foarte bună, fac o materie primă, de bună calitate și spunem noi că produsele care ies de pe urma acestei facultăți chiar sunt de un alt nivel și au căutare de fiecare dată, să știți că și noi cu greu mai găsim produse. Am văzut că Facultatea de Chimie Alimentară chiar face ce face și măcar o dată pe an mai acte un premiu. Țin minte că ultima dată descoperiseră o înghețată, au fost prezenți la o competiție au luat locul bravo, întâi la Paris, numărul unde, și într-adevăr pe zona de cercetare și tot ceea ce fac dumnealor în zona produselor alimentare este de excepție. Îmi doresc să aibă mai mulți studenți în perioada următoare. Apropo de asta, că am discutat și de laudă, ce secții nu v-au mulțumit în faptul că nu au și-au adunat studenții, cam care ar fi, unde nu mai fost interes? Nu e vorba neapărat secții, față de un interes față de anumite facultăți, ci e vorba de domenii. Evident, care își pierd interesul? Își pierd interesul la nivel general. Noi, cel puțin, cred că ne facem destul de bine treaba, mai ales pe partea de promovare și de viitor pe care îl oferim acestor studenți, dar într-adevăr zona de industrie alimentară are de suferit în acest moment, zona de metalurgie are de suferit.
Culmea, în acest combinatul moment, aici, în curte, da? Dar cu un combinat care, într-adevăr, are planuri foarte importante prezente și viitoare de investiții, dar care, față de acum 20-30 de ani... Când erau 30.000 de angajați, este la un nivel 5-6.000, dacă nu mă așa. Evident. Da, da, da. Chiar dacă producția este la același nivel, prin investiții tehnologice, dar, evident, ramura nu mai este atât de atractivă precum era acum 30 de ani. Deci, cam partea mecanică începe să își piardă din interes. La Galați. Nu știu doar cum va fi prin țară. Nu doar la Galați, la nivel național cel puțin și cred eu european. Pentru că tinerii, oamenii de 18, 19, 20 de ani, mulți dintre ei își doresc ca lucrurile să se întâmple cu altă viteză. Da. Nu pot să nu te întreb. Acum e pe domeniul meu de activitate. Citeam o declarație de-a ta dată prin februarie, parcă anul ăsta, legată de stadionul Portul Roșu și de complexul sportiv de acolo, cu o investiție care s-ar ridica la 25 de milioane de euro. Ce ne poți spune de lucrul acesta? Păi, pot să vă spun că în momentul de față am demarat procedura de achiziție pentru studiul de fezabilitate de acolo, pentru că toate lucrurile au nevoie în spiritul nostru clasic de maldere. Birocrația. Da, aproape camere întregi de hârtii. Proiectul acesta este discutat cu cei de la Compania Națională de Investiții. Este pus pe lista sindeză de investiții pe care a aprobat-o toată lumea, inclusiv printr-o hotărâre de guvern. După finalizarea studiului de fezabilitate, acesta va fi depus spre finalizarea acestei investiții. Eu personal cred și trebuie să dezvoltăm tot ceea ce se află acolo, pentru că e unul din puținele obiective sportive care se poate dezvolta în Galați, în interiorul orașului. Mijlocul, și beneficiază, orașului are o senzațional. Beneficiază de o locație, zic eu, foarte, senzație, foarte și frumos. Și grădina publică, adică mijlocul orașului. Și este la o aruncătură de băzi de aveți banii? Adică ai spus de 25 de milioane de euro. Banii sunt prinși în acest proiect? Adică ar putea începe, eu știu, anul viitor? Noi ne propunem să înceapă construcția anul viitor. Evident, nu depinde 100% de universitate, că dacă ar depinde de universitate în proporție de 100%, vă asigur că ar fi realizat. Banii sunt, ar fi banii, nu? Sunt bani, vorbim de o investiție prin Compania Națională de Investiții. Da. Suntem prinși în această listă sinteză, am discutat, mergem destul de... Și ce se va face acolo? Cam ce doriți? În afară de modernizarea, bănuiesc, a suprafeței de joc și a tribunelor, că am citit că ar fi un complex sportiv. Ce ar include? Păi, pentru că, apropo de Facultatea de Educație Fizică și Sport, și deși suntem bărbați și ne place zona asta de fotbal în mod expres, ne gândim că acest complex să îndeplinească dorințele tuturor sporturilor pe care le putem avea în zonă, evident cu excepția notului, pentru că nu include și un bazin de not, nu permite. Am văzut că s-a demarat ceva la baza siderurgistului acolo, s-ar putea să refacă, să reia lucrurile. Dar ne dorim ca această bază să fie cu adevărat multifuncțională, adică se poată juca atât fotbal, rugby, basket și așa mai departe, handball, să poată fi foarte ușor de modelat și de ce nu să poată suporta inclusiv evenimente de o anumită anvergură. Da, îmi pare un lucru interesant și sper să îl reușiți să-l face. Pentru că ne apropiem de final, a trecut foarte repede timpul, chiar mă bucur că ești un interlocutor deosebit. Mă uitam acum și aș vrea să te întreb acum pe final, așa, un clasament al Universității Dunărea de Jos din Galați, mondial și european. De exemplu, în 2021, din 726 de instituții, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, în comparație cu cele din România, era pe locul 7. Prima era Babeș-Bolyai 595, iar noi eram 726. În 2020, locul 13 într-un clasament făcut de QS World University. Acum, revenind la faptul că suntem undeva la mijloc, cel puțin în 2021, după o estimare a Ministerului Educației, locul 17 din 31 de universități cu ștaif din România. Cam
cum e nivelul cadrelor didactice și dacă sunteți mulțumiți de profesorii care există în universitate? Bun. Ca să înțelegem per total aceste clasamente, ele se fac în funcție de zona ceva în care ne pot uităm. Fi o... pe foarte multe clasamente. Nu știu cât de multe obiectivitate este, dar pe care le avem. În premieră suntem incluși în topul Shanghai, care e topul internațional al universităților. Noi fluctuăm undeva în zona 5, 7, 5, 8 la nivelul României. Eu mă bucur că suntem în ăsta mondial. Mă uitam să fie 726 și erau vreo 2000 și ceva de universități. Mă uitam, e ceva. Da, și să știți că e o muncă inclusiv să reușești să apari în aceste clasamente. Da, sunt sigur clasamente. Că probabil aveți un, eu știu, birouri speciale pentru a se ocupa de așa ceva. Da, da, da. Chiar e vorba de o muncă. Țin cont de foarte multe lucruri pe care lumea aproape că nu cred că le-ar lua în vizor, inclusiv de zona de online, de Facebook, de TikTok, de prezența universității în anumite medii, de legătura cu partea socioeconomică la care lucrăm foarte mult de ceva timp. Am intrat în legătură cu foarte multe entități economice și cred eu că ăsta este cu adevărat viitorul universității, în care să mergem și să discutăm cu fiecare entitate mică, medie și mare din punct de vedere economic, iar studenții noștri să fie incluși în stagii de practică, să poată avea acces la ultimele tehnologii încă de la nivel de licență. Mă întrebați dacă suntem mulțumiți de ceea ce se întâmplă. Evident, e loc de mai bine. Avem o strategie pe termen mediu și lung de atragere a cadrelor didactice de foarte bună calitate. Avem o școală doctorală în plină expansiune. E practic zona de unde ne vom lua în principal viitoarele cadre didactice. Cel puțin asta ne dorim. Evident, începem să avem foarte multe conexiuni la nivel european și încercăm să atragem inclusiv cadre didactice din Europa. Bravo! Am zis că e ultima întrebare, dar m-am mai amintit una. Și foarte multă lume nu știe și chiar te-aș ruga să, dacă puteți să faceți o promovare. Am aflat emisiunea trecută, când a fost domnul Manolache aici, că s-a făcut în interiorul Facultății de Educație Fizică și Sport fel de mini-clinică pentru kinetoterapie, în care pot fi îngrijiți studenți, sportivi. E un lucru de senzație, pentru că să știi că dacă în domeniul în care mă ocup eu există o problemă, și asta chiar, dacă puteți, chiar te-aș ruga să o dezvoltați, nu există medici pentru sport deloc în Galați. Deci chiar nu sunt. E problemă mare. Bun, ăsta e un proiect de suflet al domnului rector. Și ce se întâmplă centru aici, de, la centrul ăsta? Fizio-kinetoterapie și recuperare pot medicală. Pot veni oamenii din oraș? Evident, el a fost, să știi că nu știe lumea, deschis pentru public, va fi inaugurat în septembrie, pentru că luna august nu e chiar o lună în care să poți face inaugurări. Și o să vedeți ce aflux de, pentru că deja nu e nici, și e o mare problemă. Deja avem o mare cerere, domnul rector, cu directorul pe care există în cadrul acestui centru, cu domnul lector Andrei Iordan, au văzut foarte, foarte bine, spun eu, această cerere și zonă practic deficitară din regiunea noastră de sud-est. Deși nu l-am inaugurat, n-am deschis, n-am făcut mari anunțuri, el este aproape la nivel maxim în momentul ăsta, pentru că cererea este foarte mare. E o zonă în care s-au investit destul de mulți bani, aproape 1 milion de euro de-a lungul timpului, în aparatură de ultimă generație, în reabilitarea locului. În septembrie vom inaugura acest centru de fiziokinetoterapie și recuperare medicală. Avem specialiști pe care am adunat, mai ales din zona privată. Și eu cred că chiar va fi un obiectiv foarte important al acestui mandat al domnului rector, îndeplinit și atins, dar și un obiectiv care va produce pentru comunitate foarte bun. Pentru comunitate și pentru universitate, pentru că e o zonă imensă de cerere. Mulțumesc mult! Cu mare drag! Doamnelor și domnilor, a fost alături de mine domnul doctor Alexandru Nechifor, trebuie să-i spun domnul doctor acum, că să fim politicoși, prorectorul Universității Dunărea de Jos din Galați și, așa cum am spus și mai devreme, medic specialist în medicină internă. Eu sunt Dan Pantea și vă invit să rămâneți alături de colegii mei de la TV Galați în continuare. La revedere!